repar ceva. Dar cum să mai repar acum trecutul, când el a dispărut din drumul meu? Și doar 60 de secunde are minutul, și eu de când mă știu așa sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă-ntorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am. Bună seara, bună seara, bună seara și bine v-am găsit. Vineri, din nou alături de noastră, nouă emisiune Român pentru Români. Din nou împreună, din nou la Radio Pro Diaspora, din nou un început extraordinar de vineri, spunem noi. Bine seara, vreau să-i mulțumesc colegului meu Cornel, care tocmai îl salutăm din Germania și îi spunem multe, multe salutări. Îi salutăm pe toți cei care sărbătoresc Paștele weekendul ăsta și le dorim Paște fericit. Avem o surpriză pentru ei mai încolo și bineînțeles în această seară avem o invitată extraordinară, Adina Hada, este o doamnă de muzică populară care o să ne povestească câteva lucruri despre dânsa. Ne-a pregătit câteva melodii de-a dânsei pe care o să le ascultăm împreună, o să le vedem împreună, bineînțeles, și o să ne bucurăm de muzica populară și muzica pe care doamna Adina ne-o transmite cu mare, mare drag. Dar până atunci să nu uitați unde ne găsiți, aș vrea să ne trimiteți câteva mesaje pentru a vedea dacă suntem alături de dumneavoastră, sub ce formă, pe Facebook, pe YouTube sau unde ne găsiți, în caz dacă cumva nu ne vedem. Liviu Vasile, bună seara, Doamne ajută, să știm și noi unde lumea vine și pe radio, dar o să ne uităm și pe Facebook ca să putem să... Îmi cer scuze, până invitata noastră ne așteaptă, dar vreau ca totul să funcționeze bine și bineînțeles să fim peste tot unde trebuie, pe Facebook, pe YouTube, așa cum v-am spus, pe Radio Pro Diaspora în direct, acolo peste tot, așa că am să-l întreb și pe Sergiu să facă o verificare, să vadă dacă suntem peste tot. Ia să ne uităm, să tragem cu ochiul la telefon un pic. Deci, Mircea Rus este live. Este live? Da, zice că este live. Așa. Să ne mai uităm și în altă parte, puțin aici. Este live, stai să-mi pun telefonul pe silențios, îmi cer scuze. În două secunde. Gata. Cred că suntem live peste tot. Îi dăm drumul, oameni buni. Vă spunem bună seara, Cristina Maria, Cristina Maria Pădurare, sunt la muncă. Doamne ajută! Nu vreau să o mai rețin foarte mult pe invitata noastră în această seară, așa că o invit cu mare, mare drag alături de noi și de dumneavoastră, unde în alte parte decât la o emisiune extraordinar de frumoasă Român pentru Români la Radio Pro Diaspora. Și să-i spunem bună seara, Adina, și bine ai venit alături de noi! Bună seara! Spun tuturor celor care sunteți departe de casă, bună seara inimilor de români care bat încă pentru sau și pentru țărișoara lor. Vă salut cu drag și cu tot sufletul. Bună seara, Adina, din nou spun și eu. În primul rând vreau să spun că noi suntem alături pe radio. Este mult mai multă lume decât pe Facebook care ne salută enorm, iar eu am să citesc mesajele, sunt peste tot. Primim aici un mesaj de la Stelian Adam care spune că este ochi și urechi alături de noi și te salută toată lumea. Abia așteaptă să te audă din nou cântând. Îi salut și eu cu drag, cu tot dragul. Mai cu seamă că Îmi lipsesc toți cei care iubesc cântecul popular, toți cei care simt și iubesc românește. Așa este. Te rog să ne spui așa la început, ca pentru cei care nu te cunosc, pentru că mai încolo am să precizez eu de ce atâta lume te cunoaște la noi în familie, dar să ne spui câteva lucruri despre tine, din zona de care vii și că așa pe scurt, două, trei cuvinte. Da, sunt născută în Sebeș, în orașul Sebeș, județul Alba. Ca zonă etnofolclorică vorbim de mărginimea Sibiului, pentru că Valea Sebeșului este cunoscută
din vechime cu ocupația principală a celor care locuiesc acolo, oieritul, deci o zonă păstorească, o spune și repertoriul meu, de altfel alcătuit din cântece specifice acelei zone. Am urmat, bineînțeles, școala primară acolo în localitate, pe urmă m-am îndreptat spre Alba Iulia, unde am studiat muzica la Colegiul de Muzică din Alba Iulia. Și de la Alba Iulia am ajuns la Cluj, la Academia de Muzică, secția Pedagogie Muzicală. Mi-am dorit dintotdeauna să fiu dascăl. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a îndeplinit acest vis. Dar un alt vis mare descoperit încă din anii de grădiniță, ca să zic așa, a fost acela de a păși pe scenă. A fost nevoie de ani de zile să îmi dau seama dacă eu am o cărare pe care să pășesc, eu am un drum în lumea muzicii populare. Iar anii de carieră pe care am reușit să îi împlinesc până în acest moment, cred că sunt un răspuns la acea întrebare a mea. Este o bucurie extraordinară să vedem cât atunci când o persoană reușește să-și împlinească visul și să ajungă acolo unde și-a propus. Este chiar un lucru extraordinar. Da, știți de ce am reușit? Îmi cer scuze că vreau să fac o completare. Am reușit pentru că vin dintr-o familie de oameni simpli care au muncit efectiv în fabrică, părinții mei, dar am cunoscut și lumea statului. Bunicii mei sunt de lângă Turda, din satul Dumbrava. Eu acolo am cunoscut lumea statului, săranul român, cu tot ce simțea, cu tot ce, ce ne-a lăsat el până la urmă, ce avem noi acum, comoară de preț în lada de zestre, toate obiceiurile, tradițiile care ne definesc pe noi, ca neam, ca nație. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit în lumea satului copilăria, că am știut ce sunt fructele culese din pom, că am știut ce e mersul la biserică, cu rânduiala noastră creștină, pe care o avem din moș strămoș. Acolo am învățat primele pricesne, acolo am învățat bunul simț și ce modul de viață al țăranului, care este foarte modest și în bună relație cu natura. Așa s-a conturat drumul meu și am reușit să ajung până aici. Așa este. Vreau să completez la ceea ce spui. Tocmai vorbea un preot pe care îl ascultam și spunea că dacă românul și-ar aduce aminte de respectul țărănesc, ar fi, am fi niște oameni mult mai calculați și mult mai liniștiți și mult mai altfel. Am luat aceste lucruri. Înainte să continuăm, aș vrea să salutăm, pentru că toată lumea te salută și pe Facebook și pe radio. Și da, salut și eu. Așa, dacă nu știu dacă vezi mesajele. Nu văd. Doamne ajută. Cornel Bucșă Biholar spune că este și el aproape, te salută. Vă salut cu drag. Sunt persoane care le pare foarte rău că sunt la servici și nu pot să ne vadă și plâng. Da, noi îi salutăm, așa e. Da, îi salutăm, suntem acolo cu sufletul și noi și e important să se simtă și ei aproape de noi. Așa este. Ia să vedem de pe radio. Steliana Dam ne salută cu mare drag și am mesaj de la buna noastră. De la doamna Farea Cazanciu, stați că acum vin mesajele și trebuie să mă uit mai sus un pic. Asta e bine, înseamnă că oamenii ne urmăresc. Așa este. Giulia Medrea vă salută cu drag. Giulia Medrea. Val, deci, te rog frumos, e prima dată când salut cel mai drag om din diaspora, pentru că trebuie să spun că fiica mea face parte din diaspora de anul trecut din august. Trăiește în Canada. Mi-e tare dor de ea. Deși vorbim zilnic, ne vedem zilnic, dar îmi lipsește. Giulia, unde este în Canada? N-aș vrea să dau foarte multe detalii. Okay, okay. Avem un coleg de-a nostru care tocmai astăzi a fost la înainte de Cornel din Germania, la Montreal. Colegul nostru Adrian Ardelean, care el transmite de acolo. Am înțeles. Da. Legături se pot crea pentru că suntem de găsit pe Facebook, peste tot. Dar te rog să-mi respect. Toată viața mea am avut până la o limită o discreție legată de viața mea personală. Sigur, o salut cu, mă bucur că Giulia ne urmărește. O salut cu drag și dor.
ne bucurăm și noi că este alături de noi și pe această cale chiar o salutăm cu mare drag. Aș vrea doar un mesaj să-l citesc, după care aș vrea să dedicăm o melodie din partea ta tuturor românilor și celor din diaspora, pentru că este o melodie foarte frumoasă. Dar înainte, Maria Adam, care spune așa: vă voi asculta cu drag, ca de fiecare dată, dar mai ales acum când este prezentă în emisiune colega mea de la Cultură, Adina Hada, care ne-a ajutat enorm la organizarea evenimentului 10 ani de la înființarea postului de la Radio Pro Diaspora. Mulțumesc încă o dată pentru tot ce a făcut în acest eveniment să fie un real succes. Maria, o surpriză! Mulțumesc din suflet! O fată extraordinară și a fost o onoare pentru mine să putem găzdui aici la Casa de Cultură din Florești un asemenea eveniment. Și ori de câte ori e nevoie pentru tot ce este românesc și bate pentru românii de dincolo sau de aici din țară, noi vom fi gazde bune. Un ultim mesaj pe care o să mai citim după ce ascultăm o melodie frumoasă din partea lui Stelian Adam, care spune: o salutăm cu mare drag pe invitata Adina Hada. Succes! Succes! Mulțumesc! Mulțumesc! Succes. Salut și eu! Cu și tot dragul. În continuare, o să luăm așa, noi o să ne relaxăm un pic în timp ce dumneavoastră vă încântați cu o melodie extraordinară din partea Adinei. De fapt, este o melodie de familie. O dedicăm... Da. Familiilor în această seară. Da, îmi dai voie să specific acolo în acest duet sunt eu și Mirunica. Pentru mine tot Mirunica este fiica mea mijlocie, pentru că am trei fete, dar vom mai dezvălui așa pe parcurs, da, nu? Acum o să o ascultați pe mijlocia, pe Miruna, da, alături de mine. Revenim imediat. Noi o să stăm aici în spate, iar dumneavoastră o să urmăriți videoclipul. Imediat ne reîntoarcem. Să resune în toată lumea.
numai una, măi, dorule, dor. Așa este, româncuța, într-adevăr, e numai una, să știți, peste tot în lume. E foarte cunoscută, da. Să știți că versurile și linia melodică îmi aparțin. Deci chiar din suflet de româncă, chiar din suflet de mamă. Pentru că noi mamele chiar avem un rol foarte important în această lume. Trebuie să ducem copiii de mânuță, de biserică, trebuie să învățăm pe copii cine suntem, de unde venim, ca să știe ei încotro să meargă. Foarte frumos. Adina, cred că în această seară o să ne asculți pe râm. Dacă nu, să știi că sunt mult mai vizionalizată emisiunea în următoarea zi, pentru că să nu uităm, suntem la o oră foarte târzie în România, pentru că este ora 10 deja trecut, dar avem oameni care se uită la noi din America, care la este abia ora 12, ziua. Oh, mă bucur dacă e așa. De fapt, din Canada ne urmărește Julia, asta știu clar. Diferență de câte ori? Nu știu exact. 7 ore, diferență, 7 ore în urmă. În urmă. Deci este ora 1, cum ar veni, dacă în America este 2, că sunt 8 ore în urmă. Da, deci este diferență de ore. Foarte frumos, așa este. Spune-ne, te rog, faci parte din familia pro-diaspora, le spunem celor care nu știu, pentru că așa cum am primit din mesaj, am citit, eu am aflat abia acum, pentru că eu sunt mai nou venit așa, abia acum m-a angajat doamna Ecaterina și bineînțeles că după multe discuții și foarte multe discuții negociabile la salar în special, să știți că am avut foarte mult. Păi în vremurile astea au problemă cu salarul peste tot. Peste tot, așa este. Și după ce am ajuns la o concluzie, în sfârșit am ajuns aici și eu și am aproape un an de zile. Deci ne-am Doamne înțeles. Ajută. Doamne ajută, de unde a început toată colaborarea cu Radio Pro Diaspora? Așa scurt și pentru că lumea este, nu, că știu că e lungă povestea, dar sunt curios și eu, să știți. Păi ați dezvăluit așa puțin din nume. Maria este colega mea la primăria Florești, Maria Adam, da, și prin ea am reușit să mă apropii de familia pro-diaspora. După cum ziceam, eu sunt angajată la Primăria Comunei Florești, inspector cultural. Cu alte cuvinte, am în subordine trei case de cultură din Florești, Tăuți și Luna de Sus. Și ne străduim atât cât putem să avem grijă și de latura aceasta, pentru că e foarte importantă cultura și arta în general este importantă. Trăim și așa vremuri foarte tulburi. Sunt vremuri în care așa de ușor se spulberă ani de muncă, în care am reușit să adunăm, să punem la oaltă ce are mai frumos un popor. Și trebuie să avem mare grijă, întotdeauna cu sacrificii, să nu spulberăm. Pentru că ce e spulberat, așa rămâne. Ai dreptate și știm foarte bine cât de ușor se pierde, pentru că și noi aici 10 ani de muncă s-au dus într-o săptămână. Deci este foarte greu să... Asta e viața acum, dar asta nu... Eu cred că tot ce a venit acum, în tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă unii oameni sunt foarte revoltați, dar este și un pic de învățătură în tot ceea ce se întâmplă în momentul de față. Pentru că da, ar fi bine, da, să învățăm ceva. Învățăm, da, ar fi bine și așa este și viața de zi cu zi. Dacă nu era pandemia, viața unui om întotdeauna este urcușuri și coborușuri. A fost întotdeauna. Eu mă bucur că în această seară am întâlnirea cu voi, cu cei care sunteți acolo și aveți grijă de sufletele românilor care sunt plecați departe de țară. Din felul acesta ajung și eu în casele lor. Mă bucur din suflet. Nu știu dacă în zilele acelea normale de care n-am știut poate să ne bucurăm cu adevărat, aș fi avut această ocazie, dar așa s-a întâmplat și sper să fie o primă întâlnire și Dumnezeu să rânduiască și altele de aici încolo. Mulțumesc și eu foarte mult, sincer, de fiecare dată când am ocazie, mulțumesc doamnei Ecaterina Câmpian și
Constantin Batrin și mai este Mihai Timaru, câteva persoane. Eu am ajuns aici la radio și chiar vreau să spun din toată inima, am ajuns să cunosc niște oameni deosebiți prin această emisiune și prin... Am primit și o emisiune foarte frumoasă, Români pentru Români, care de fiecare dată ai ce să povestești, pentru că nu există să nu povestești, nu este orice îi întâlnești. Iar oamenii care am avut ca invitați de fiecare dată, n-am cuvinte, jos pălăria și le mulțumesc și ți-e mulțumesc foarte mult pentru că... Mulțumesc și eu! Și chiar e foarte frumos să fii împreună, să cunoști atât de mulți oameni talentați, atât de mulți oameni talentați care atât de modești. Și tocmai de-aia ar trebui să învățăm niște lucruri de aici. Și poate cu ajutorul Dumnezeu și prin voi și prin ceea ce te transmite, chiar să schimbăm. Știi cum, eu sunt de concepție în felul următor și poate îmi dai dreptate. Nu trebuie să schimbăm o lume întreagă, dar poate reușim 2-3. Corect, e adevărat. Și arma noastră artiștilor este însăși arta pe care noi o facem. Fiecare cu latura lui. Noi prin muzică încercăm să... Eu vreau să spun că am simțit de multe ori că oamenii sunt mai buni atunci când își fac timp să asculte muzică. Muzica e terapie. Și acum avem posibilitatea să alegem pe cine să ascultăm, când, cum, unde. Dacă noaptea, știu eu, am o problemă, un dor, un necaz, o... chiar și o bucurie, da? Pot alege un gen de muzică care să-mi facă bine. Așa este, ne oferă și tehnologia în același timp și putem să navigăm oriunde am fi și este un lucru îmbucurător pentru că, din păcate, românii plecând atâta de mulți de acasă, avem ocazia prin această tehnologie să ne vedem și parcă suntem mai aproape. Nu poți să-i dai o îmbrățișare celui pe care îl iubești, dar măcar poți să-l vezi. Că dacă era fără și plecau oamenii de acasă cu o scrisoare, îți ajungea 10 luni. Că pe vremuri așa era și puteai să spui, să citești și să aduci aminte ce se întâmplă. Dar asta este viața și ne bucurăm. Și ca să ne mai destindem un pic, eu zic că ai mai dragă potecuță. Hai să trecem da, la ai mai dragă potecuță. Pentru că ai mai dragă potecuță este o melodie de suflet, pentru că fiecare în inima lui are o potecă dragă, care duce undeva. Poteca mea dragă duce acolo casă, duce spre portița părinților mei. Și vă dedic cu drag tuturor și poate preț de câteva minute, vă imaginați că sunteți fiecare pe poteca lui. Foarte frumos. Ne întoarcem imediat și gândiți-vă la această melodie frumoasă din partea lui Adina pentru toți cei care sunteți alături de noi. Mai dragă potecuță mi când merg la mea maicuță, mi când merg la mea maicuță, dorule. Și când ajung la portiță, mă așteaptă al meu taicuță, mă așteaptă al meu taicuță, dorule. La-l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 a-
na 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 na. Pe unde mă poartă gândul, la 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 la. Fără cale știu să umblu, la 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 la. Și de dor, inima arde și de dor, inima ți arde dorule.
tată, că-i tare greu, că te arde dorul meu, că te arde dorul meu, dorule. De unde mie dor, la 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 la, fără cale merg ușor, la 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 la. Poartă gândul, la 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 la, fără cale știu să umblu, la 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 la. Știu, frate, că ar fi mai bine să fiu și eu lângă tine, să fiu și eu lângă tine, dorule. Cum am fost copii odată, n-o să mai fim viața toată, n-o să mai fim viața toată, dorule. La 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 la, fără cale merg ușor, la 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 la. Pe unde mă poartă gândul, la 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 la, fără cale știu să umblu, la 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 la. Așa fost al meu noroc, la 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 la, să mă duc din loc în loc, la 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 la, să fiu tot cu dor pe drum, la 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 la, și în cântec să vi-l pun, la 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 la. Din nou alături de noi, Adina Hada, care ne încântă cu o muzică extraordinară. Am o curiozitate, unde a fost făcut videoclipul? Pentru că e tare frumoasă. În Muzeul Etnografic aici în Cluj. Eram deja mutată la Floraiești. Din 2011 locuiesc aici la Floraiești și în Muzeul Etnografic aici în Cluj. Și m-am bucurat acum să revăd și eu acest clip, pentru că nu mă uit la ele, dar uite, dacă fac și eu parte dintr-o emisiune, îmi revăd și eu clipurile. Noi le ascultăm. Eu ascult foarte mult muzică populară, special la servici. Și să știi că săptămâna asta chiar am dat drumul la melodiile tale și le-am ascultat. Și ai foarte frumoase melodii. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Le-ai făcut așa, parcă le-ai dedicat cuiva fiecare melodie în parte, parcă ai făcut o specială, nu pot să spun. Nu știu de ce, așa simțeam eu. Dar Da, fiecare melodie are o poveste, fiecare melodie are un mesaj. Fiecare melodie este o lume în care trebuie să se regăsească mai mulți oameni. Sunt convinsă că, de exemplu, această melodie a ajuns la sufletul multor oameni. Și vreau să mai salut pe cineva tot acolo în Canada, este cu sora mea. Te rog. Ei sunt români care au plecat de ani buni de aici din țară. Dorul îi face să revină de fiecare dată cu drag. Și știu că fiecare român în orice colț din lumea asta ar locui și și-ar duce viața. Au acolo în inimă o părticică care bate românește pentru vecie. Îi salut. Sunt convinsă că le e greu, că dorul e greu, dorul de casă, dar e important să găsească cu ce să-și aline acest dor. Și vreau să cred că noi, artiștii români, reușim într-o oarecare măsură să mai alinăm din dorul. Este foarte frumos ceea ce spui și ai o voce atât de caldă încât
dacă mai continui să vorbești, cred că ne putem să pun câte o lacrimă pe aici, dar îți transmiște. Oh, nu. Nu vreau asta. Hai, atunci hai să ne veselim. Să ne înveselim puțin. Așa a fost melodia. Era dor. Știi? Nouă ne este dor atunci când stăm de vorbă cu cineva care vorbește atât de cald despre țară, despre locurile frumoase și despre tot. Să știi că este foarte greu și pentru noi să fim plecați. Și e greu să găsești persoanele care vorbesc cu atâta dragoste de casa lor. Pentru că noi avem o problemă. Mai vorbim destul de... Avem câteodată când vorbim mai mult rău de țara noastră decât bine. Și ar trebui să o facem invers. Dar ceea ce ne spui tu în această seară este cu totul... Parcă ai o liniște așa și din ceea ce ne spui ne face într-adevăr să ne gândim de unde am plecat și ce am lăsat acasă. De la rădăcini pleacă totul, să știi. Ne-ai făcut seara frumoasă, spune Stelian Adam, care te salută din nou. Maria Adam spune că este emoționant. Mulțumesc, Adina, tare mi-e dor de părinți. Spune că este dor și tare de părinții ei. Din Germania, minunată, Adina, felicitări. Aduci dorul de România, de casă, de copilărie, nu pentru faptul că nu putem să mergem când dorim în România. Mergem în fiecare an, dar ne amintim de copilărie, de clipele care nu se vor mai întoarce niciodată. Așa este. Dar să știți că acele clipe nu se mai întorc nici pentru noi care suntem aici în țară. Nu, pentru că așa este. Așa este viața. Viața merge înainte și trebuie să profităm de fiecare moment pe care îl avem și la momentul lui, pentru că nu ne putem întoarce înapoi. Da, până la urmă putem găsi fericire și bucurie în lucruri mărunte. Și ne putem face fiecare lumea noastră, acolo unde suntem. Exact. Eu spun așa întotdeauna, acum nu știu, dar trebuie să înțelegem, chiar dacă suntem plecați de acasă, dacă ai familia lângă tine, acolo e casa ta. A, bineînțeles. Casa nu constă în niște ziduri. Acasă este acel loc... Am spus-o și o repet, le spun fetelor mele de multe ori. Acasă este locul acela încărcat cu arome, cu aromele copilăriei, cu miresmele copilăriei și cu povestele acelea care îți răsună până târziu, acolo undeva în ureche, povestele acelea de la părinți. Acela este locul numit acasă. Și acel loc acasă tu-l porți de fapt în inimă, oriunde ajungi. Oriunde ai ajunge tu, pleci cu inima ta cu tot și acolo în inimă sunt amintirile cu mirosme, cu miresme, cu arome, cu tot ce era acasă. Așa este. De aia se întâmplă că fiecare român nu cred, dar că nu este român pe pământ care pleca de acasă să nu aibă un deja vu în care să stea câteodată la muncă, știi? Eu cel puțin am o zi pe an, fără nicio, nu mint, în care aș urca în avion și aș pleca doar pentru o oră, știi? O oră, să mă duc, să stau, eu suntem de la Satu Mare, colegul de la Târgu Mureș, nu știu el, dar eu am așa un moment, băi, numai o oră, să mă să stau o oră pe o bancă, într-un parc, în oraș la tine sau la tine acasă, să tragi un aer în piept, te urci înapoi în avion și să pleci, doar așa. Dar oare cum ar fi să închizi ochii acolo unde ești? Și să cauți acolo în inima ta, că acel locșor este în inima ta, să știi. E suficient să pui să asculti o melodie românească. Care vrei tu, nu contează. Să sune românește. Ești acasă. Da. Știi cum e? Ideea este că te duci acasă și... Hai să spun o chestie. Ideea este că parcă nici sarmala nu e la fel de bună cum e acasă, că dacă faci în Anglia. Și mâncarea la fel. Te rog să nu pomenești. Așa te rog să nu pomenești de mâncare, pentru că tot acolo în Canada am persoane care de-abia așteaptă să ajungă acasă, au o listă cu meniuri ce trebuie să gătesc și nu se poate. Deci să nu vorbim de mâncare. Avem de toate, facem. Noi ținem Paștele Catolice, pentru că soția mea este catolică și sărbătorim. Eu sunt la muncă la radio, ea este la biserică să roagă. Așa trebuie, trebuie să mergem peste tot. Dar așa este, atunci când ești acasă, te duci la un restaurant, nu știu de ce, și aici sunt restaurante, da? Și mergi, te duci cu prieteni, că doar avem prieteni, stăm la masă. Dar parcă că stai pe terasă într-un restaurant la tine în oraș, nu știu, parcă mirosul e altul, sau numai mi se pare mie, ori numai
Poate e faptul că eu mă duc destul de rar acasă. Eu mă duc odată la 3-4 ani în țară. Din păcate părinții s-au dus și atunci tot frații sunt aici, avem și atunci mai stăm mai mult și mergem mai rar acasă. O să mergem la următoarea melodie. Frunză verde, da. Mărune. Oh. Da. Hai să vorbim. Frunză verde. Știi că este tot o melodie de dor. Nu știu cum le-am ales eu așa. Cele mai reprezentative. Am lăsat ce este mai vesel pe finalul emisiunii, oare? Cred că da. O luăm așa ușor, cum le-am ales. În regulă. Dar am o rugăminte să spun, înainte să îi frunză verde, mărule, sper că este următoarea melodie, pentru că mi s-au mixat un pic la mine aici în sistem, o sărit, nu știu dacă este dragă mis oile cornute sau frunză verde, mărule. Dar eu cred că frunză verde, mărule, este următoarea melodie. Cu o fi una, cu o fi alta, tot eu cânt. Vi le dedicăm cu drag tuturor celor care sunteți acum cu noi și ascultați. Așa, frunză verde, mărule, dacă cumva am greșit, dau o cafea pentru toți cei care sunteți prezenți. Cu mare drag. La ora asta poate o să vă fie somn, dar la noi în Anglia suntem la o oră la care tocmai începem să deschidem sticla de vin. Așa că frunză verde, mărule, pentru toată lumea. Frunză verde, mărule, frunză verde, mărule, măi. Ia-mă-n brață, dorule, da, ia-mă-n brață, dorule. Treci dealurile, da și mă treci dealurile, măi. Și mă treci la ciobănie, ca nimeni să nu mă știe. Să nu știe unde-s eu, dar să nu știe unde-s eu, măi. Numai să le pară rău, dar numai să le pară rău. Nu știe că m-am dus, dar să nu știe că m-am dus, măi. Numai să vadă că nu-s, dar numai să vadă că nu-s. Dar numai să vadă că nu-s. Deci, am nimerit melodia și este foarte bună. Da, o melodie din vremea studenției mele de aici, de la Cluj. O melodie culeasă de Bela Bartok, care a fost cel mai mare culegător de folclor al nostru. Și să știi că
a prins foarte bine melodia, foarte iubită este și în ziua de astăzi, apreciată, deși este un cântec foarte vechi care vine de departe din negura timpului. Dar ce este curat și frumos rămâne acolo în ureche și ajunge la inimă. Și să trecem puțin așa, să-ți întrebăm de scumpele tale domnișoare. Da. Pe mine mi-am cunoscut o aseară care este foarte isteață, așa, am cunoscut. Miruna vă poate saluta dacă să vedeți cât a crescut din clipul acela. Păi este asistentul meu tehnic, altfel nu mă descurc. Uite, Miruna, uite, dau și eu o cască. Așa, să vină alături de noi, să-i spunem bună seara. Haideți să te vedem, vină în imagine lângă noi. Oh, bună seara! Bună seara! Deci ce face Miruna la ora asta? Bine, particip aici din umbră. Regia tehnică. Da. Corect. Miruna este la Colegiul de Muzică aici în Cluj, Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, clasa a noua, studiază canto popular, a studiat flautul din clasa a treia până în clasa a opta și acum s-a decis să pășească pe acest drum. De fapt, ea cântă de mânuță cu mine pe scenă de la o vârstă fragedă și chiar ieri a avut o producție la colegiu, așa că așa cum se poate merge mai departe. Despre producție sau ne spune câteva cuvinte? Da, adevărul este că nu am mai îmbrăcat costum popular de un an. Wow, și când am probat costumul, mi-era mini, adică poalele mi-era mici. Au rămas mici. A trebuit să-i dau poalele mele ieri, deci am avut o adevărată aventură. Aventură împreună. De asta este frumos la costumele populare, pentru că dacă nu te pregătești, întreabă ele ce ai făcut într-un an de zile. Înseamnă că ai crescut, Da. Și numai domnișoară foarte frumoasă. Da. Și pot să spun cu mândrie că a interpretat un cântec din repertoriul meu. Și mă bucur că până la urmă cântecele mele se fac auzite și de generația tânără. Maria Adam vă spune mult. Bună seara la Miruna, o salută cu mare drag. Bună seara, mulțumesc mult! Miruna, te pun la o încercare, ne cânți o strofă? Hai să punem. Din ce ai cântat ieri? Ne cântați. Nu, din ce a cântat ieri, o lăsăm singură, din ce a cântat ieri. Două versuri, trei. Dacă dorești, bineînțeles, știu că nu te-ai pregătit, dar așa este, dacă vii aici alături de noi, noi ăștia ne băgăm în seamă imediat, profităm de tot, ce se poate. O, din ce vrei tu? Da, ce am cântat. Când ești pregătită? Spune-mi ba de cântensori, spune-mi ba de cântensori, să-ți fac buchețel de flori, la 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 la. Buchețel de flori mărunte, buchețel de flori mărunte, să pețești va de mai multe, la 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 la. Bravo. Foarte frumos. Deci de acum înainte facem echipă, o lăsăm pe mami acasă și tu vii la Londra la concerte. Perfect. Da. O luăm și pe mami cu noi. Stai liniștită pentru că nu se poate așa. Bineînțeles, am glumit numai să vedem ce zice mami, știi? Dar mami e gata, e imediat, nicio problemă. Mă gândesc că sunteți foarte mândră că aveți o domnișoară care vă calcă pe urme. Păi prima care a călcat a fost Julia, după cum știți. Ea a absolvit și ea liceu de muzică, a continuat aici la Cluj, Academia de Muzică, tot secția pedagogie. Și mă bucur, ele sunt foarte talentate și mă bucur că au înțeles că e important să și studiezi muzica ca să aprofundești și să înțelegi exact despre ce e vorba și dacă într-adevăr acesta e drumul tău. După cum ziceam, n-ai vrut să abordezi la început o altfel de muzică, să te duci spre muzica ușoară sau nu știu. Urmează, adică... Pentru că la fel s-a întâmplat și cu Julia, a cântat folclor și cântă, în continuare e drag, dar mai dragă e muzica ușoară și Julia chiar are și ea voce pentru așa ceva, a făcut și jazz aici la Cluj
așa că Julia își urmează pițul și se pare că și Miruna își dorește. Da, pot spune că Julia mi-a fost un model. Am zis că dacă ea a cântat muzică populară și a trecut la ușoară, am zis că pot și eu. Muzica populară se spune că este mult mai dificilă decât muzica ușoară. Nu știu, îmi confirmați voi, pentru că... Păi vreau să spun că artiști care cântă muzică populară pot interpreta și o melodie de muzică ușoară cât de cât, ok, dar invers, un artist de muzică ușoară să cânte folclor, cântă, dar mai mare probleme de, da, de interpretare. Deci, cine cântă folclor și poate duce o doină, păi poate cânta orice. Cum zice românul nostru. Cântat muzică populară, numai sper să nu fugă toată lumea, sper să mai rămâne cineva lângă noi aici. Miruna, îți mulțumim tare mult. Te salută Steliana Dal de la Cluj. Îl avem pe Florin Bărbos care ne salută și el spune bună seara. Îi salut și eu pe toți. Îți mulțumim tare, tare mult și îți urez mult succes și sper să ne trimiți un, dacă dorești, să ne trimiți cu mare drag din o muzică de acai cumva și noi o să o putem pune la radio, la următoarele emisiuni, pe playlist-ul nostru, așa cum o să-l punem și alu mama de acum înainte. Și bineînțeles, dacă are și Julia vreo melodie înregistrată, trimiteți-ne cu mare drag și noi o să avem un playlist și atunci le rodăm așa din când în când, mai punem să ascultăm, pentru că ne place să ascultăm muzica, mai ales invitațiilor care sunt la noi și ne bucurăm de fiecare dată. Din Germania sunteți salutați, bună seara! Deci avem tot globul pământesc, vă vede! Salutăm și noi pe toată lumea care ne aude, care ne vede. Dar și cei care sunt cu gândul la noi. Haide, uite, până când Miruna mai stai alături de noi un pic, ascultăm melodia Dragi Mizoile Cornute și după aia revenim. Da. În sfârșit, da. Cu oile de acolo, de pe Valea Stebeșului. Așa este. Dragi Mizoile Cornute, pentru toți ascultătorii, ne luăm rămas bun de la Miruna și când ne întoarce o să fie mama alături de noi, că mai avem o melodie și pe gata, trebuie, cam asta este, ce să facem. Revenim imediat. Dragi mi la na 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 na, că se dau pe sute multe, la na 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 na, dar șalea cu lăsătorii, la na 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 na, că se dau pe lasășciorii, la na 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 na. Cane, la na 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 na, că pasc vara pe sălane, la na 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 na, mieluțele din Banat, la na 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 na, din Tilișca la Arad, la na 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 na, la na 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 na. Oacheșa din Petroșani, la 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 la. La Șugag s-o-i de seamă, la 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 la, berbeci mândri în
poiană, la 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 la. Dacă mâine n-are nimeni, la 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 la. Cât ai umblea-n mărții nime, la 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 la. Ciudă o-i face între voi, la 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 la. Camele mai faine oi, la 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 la. Na, 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 na. Adina, dacă tot ai așa multe oi, să ne trimiți de Paște, că e un miel așa fain. Să știi că n-am avut niciodată oi, am cântat despre oi, dar nu se știe niciodată, nu? Nu se știe niciodată, e o treabă foarte multă cu oile, așa că e bine să rămâi la cântat, lasă oile. Mai bine cânte de ciobane și de ciobani decât să umbli să lucrezi cu ele, că e foarte, foarte... Da, e o muncă grea, într-adevăr. Nu pot să spun nici eu că nici eu nu știu cum e să lucrez cu ele, dar din povești, așa. Nu știu. Din povești, din povești. Ține-te, rog, despre prințesa ta mică. Ea în ce se simte? Da, nu, Ștefania, care a împlinit în decembrie 6 ani, iar astăzi am fost și am înscris-o la școală, la, din toamnă o să meargă la clasa pregătitoare. Pregătită? Da, ea de-abia așteaptă să ajungă la școală și ea este talentată. Tatăl ei, de fapt, cântă la violă în filarmonică aici în Cluj și și-a dorit să cânte la vioară, așa că ea a început studiul la vioară. O casă de muzicieni. Wow! Sunteți o familie toți cu muzica. Este bine că locuim la casă și fiecare poate studia la ce oră vrea și la ce are nevoie. Dacă locuri, că-ți avea vecini extraordinar de plăcuți și de iubitori. Să știi că am locuit la bloc, dar nu s-a plâns nimeni. Din potrivă, așteptau să mai repetăm un pic de acasă, să mai asculte și ei ceva muzică. Ați avut norocul că nicio fetiță nu încerca la tobe. Era altă treabă. Corect, corect. Mai la una alta este, așa, dragi misoile cornute, ne povestești un pic de melodie? Ne spui? Da, este o jiană. Jiana este un gen muzical specific mărginimii Sibiului. Ea s-a răspândit și în alte zone pentru că ciobanii, prin transhumanță, da, au dus cu ei și genurile muzicale din zona de unde provin. Și aici vorbim și despre satele formate dincolo de Carpați, despre Vaideieni și Novaci, care păstrează obiceiurile și exact costumul popular de acolo din mărginime, chiar dacă ei trăiesc într-o altă zonă etnofolclorică. Am apreciat asta întotdeauna, că și-au păstrat cu sfințenie sportul popular de acolo din locul lor de baștină. Sunt vlașinii care au trecut munții pe vremea Habsburgilor și au fost nevoiți să își găsească alte locuri împreună cu oile lor. Colegul meu, pe care nu-l vezi, el aprobă ceea ce spuneai, pentru că el este de acolo, cunoaște toată zona și el și este... De unde este? Din? Din ce zonă? Din Târgu Mureș. A, din Târgu Mureș. Da, păi și în zona aceea sunt ciobani cu oi. Da, ei nu sunt numai, știi cum au ajuns acum, s-au modernizat. Sau, dacă nu sunt ciobani, sunt păcurari. Așa. Ceva vor fi. Îl iau colegul, îl pun câteodată într-o situație care mie îmi place, așa când el stă, că el e cel mai liniștit, el stă relaxat, nu are nicio treabă, înțelegi? Și așa trebuie să-l pun. Ardeleanu, Ardeleanu, relaxat. Nu stau numai eu singur, mai spun și eu ieși altceva când îmi trebuie ceva, le iau prin surprindere fiecare dată și mă încântă lucrul ăsta. Am urat că dau o bere după emisiune ca să-i treacă, să nu se supere pe mine. Da, hai să, uite, până atunci mă înțeleg cu colegul meu, mai avem o melodie foarte frumoasă care, dacă ghicesc, cred că sunt dedicate fetițelor tale, Florile inimii mele. Florile inimii mele, să știi că da, este o melodie în care sunt cu toate trei fetele, dar doar cele două mai mari cântă alături de mine. Este într-adevăr cântecul meu de suflet și sper să ajungă și la inimile voastre.
Eu zic să-l dedicăm tuturor copiilor și tuturor mamelor, pentru că tuturor celor care au acasă flori pe care le îngrijesc. Foarte frumos. Nu știu, Doamne, ce să facă la 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 că bădiță ai pui de drag, măi bădiță drag. Nu știu, Doamne, ce să facă la 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 că bădiță-i pui de drag, măi bădiță drag. Că vine o seară două la 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 și-apoi nu mai vine nouă la 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 la. Măi bădiță, mi-ai fi dragă la 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 la, dar nu-mi place atât năravă, măi bădiță drag. Măi bădiță, mi-ai fi dragă la 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 la, dar nu-mi place a tău năravă, măi bădiță drag. Câte fete întâlnești la 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 la, tu pe toate le iubești la 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 la. Bine ți-ar mai fi bădiță la 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 la, berbecuț între oiță, măi bădiță drag. Bine ți-ar mai fi bădiță, la 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 la, berbecuț între oiță, măi bădiță drag. Pe toate să le iubești, la 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 la, până ce te prăpădești, la 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 la. Nu te bade cât ai vrea, la 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 la, eu te-aduc cu dragostea, măi bădiță drag. Tu te bade cât ai vrea, la 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 la, eu te-aduc cu dragostea, măi bădiță drag. Tu te bade unde te duce, la 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 la, că gurița mea te aduce, la 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 la. Ea mea cu șiruri multe, la 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 la, te aduce și de la munte, la 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 la. Deci n-aveam cum să nu dau eu ceva aiurea, pentru că nu avea nicio treabă cu inimii mele, pentru că ne-am amintat, stai că asta nu știu, Doamne, ce să fac. Dar uite, am știut că s-a mixat ceva, nu știam care dintre melodii, pentru că de obicei când programul le selectează, normal eu întotdeauna le pun așa cum trebuie. Dar am avut o problemă cu Florile inimii mele, știam că am o problemă cu o melodie care nu a luat-o. Și atunci au trebuit să repet toate procedurile și au sărit în altă parte. Deci, dar este ok, suntem foarte bine. Era o problemă dacă în locul meu cânta alt artist, dar tot eu am cântat și melodia aceasta, deci e în regulă. Deci dacă am vrut să... artist, mă uitam așa eu, înseamnă că nu am vrut să ai spun... Ai o provocare dacă... în seara asta. Ai o provocare în seara asta cerută de la Maria Adam, care e exact to you, cum zic în vinde de tine. Spune, da, dacă ai doresc să ne cânti o doină, o strofă dintr-o doină, Maria, uite, da, Maria, mi-ai citit gândul, dar o să cer voie să nu cânt o doină. Aș cânta o strofă dintr-o pliceaznă, pentru că suntem în postul Paștelui. Tocmai am fost în studio, am imprimat 9 pliceazne și o să vă invit pe canalul meu de YouTube să urmăriți, pentru că vor apărea rând pe rând în acest post. Și o să, dacă îmi permiteți, aș cânta o strofă, două, priceasnă. Mare drag, te rog, două strofe liniștite și uite, ca să eu mă retrag, pentru că mie îmi plac foarte mult și te las mai pe tine singurică, uite așa. Te rog. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Cine e străin, pribiac, cine ești?
De-al cui dor tu pribegești, pentru cine te-au brăzdat bice fără număr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr. Asta nu ocupăm toată emisiunea, mă opresc aici, pricesnele sunt foarte lungi. Sunt și sunt extraordinar de frumoase. Deci este un lucru pe care nu poate pricesnele, fi... Da, pricesnele vin din copilăria mea, din acea perioadă în care am fost la țară. Și sunt primele cântece interpretate de mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit să intru în studio și să reușesc să imprim parte din ele. Este o împlinire a mea sufletească, să știți. Așa este, te rog să, cu mare drag am să urmăresc pe YouTube, pentru că îmi plac foarte mult și noi avem o... Felicitări pentru că ai bucurat să cânți live, spune că domnul Cornel de la Germania spune, pentru că live-ul este întotdeauna cu cere mai mult și nu toată lumea are curaj să cânte live fără da. Acompanie. Cum cu să nu cântăm live? Deci mai ales noi folcloriștii cântăm live, adică fiecare dată. Cornel, cred că tu nu cânti folclor, așa că de aia tu n-ai o problemă cu live-ul. Glumesc eu acum, bineînțeles. Doresc să menționez că alături de mine în aceste imprimări vor fi și grupul, va fi și grupul de copii de care eu mă ocup în cadrul Casei de Cultură din Florești. Sunt copii talentați care cântă fiecare în parte și iubesc muzica populară și i-am apropiat și pe ei de pricesne și o să vedeți că o să sune minunat glasuri de copii cântând alături de mine pricesne. E o perioadă în care ei vor rămâne cu aceste pricesne în suflet și în amintire și undeva peste ani le vor scoate tot așa ca să aline sufletele oamenilor. Asta este frumos, pentru că putem să lăsăm în urma noastră câteva lucruri pe care să fim mândri de ele. Da, pentru că noi artiștii avem un har primit de la Dumnezeu. Întoarcem mulțumire pentru acest har prin rugăciune. Și ce poate fi mai frumos decât rugăciunea cântată? Așa este. Eu am pregătit și eu în această seară pentru că avem persoane care sărbătoresc Paștele și am pregătit și eu, după ce ne luăm rămas bun, noi am pregătit și eu o poezie. Sper să rămâi alături de noi să o asculți. Este dedicată, tot este poezie pentru de la biserică, pentru Paște. Și am găsit-o. De fapt, o doamnă care a fost la noi în emisiune mi-a trimis-o și am considerat că o să ascultăm. Dar înainte de aia, bineînțeles, vreau să ascultăm Florile Inimele de data asta. Sper să nu mai ne încurcăm. Păi, nu știu ce ne face, cum zicem noi. Păi ce face? Spune eu că le găsim cumva, deci până la urmă găsim. Le căutăm, le facem ceva cu ele. Florile Inimele... Sper de data asta să nu mai apăs altul buton, că Sergiu mi arată din partea alta, are un leț așa în mână. Revenim imediat. Florile inimii mele nu le-am pus într-o grădină, că le-am sădit în inimă. Salvă mândră de mărgele, florile inimii mele nu le-am pus într-o grădină, că le-am sădit în inimă. Luna
poții luminoasă, nu ești ca mine făloasă. Poți avea tu mii de stele, că eu am florile mele. Cea mai mare ți-am adus în viață soare. N-o să uiți de bună seamă, prima lume ți-am zis mamă. Mie lumea-mi zice așa, că semăn cu mama mea. Îți bobocul tău de floare, îți fac viața sărbătoare. Lună poți fi luminoasă, nu ca mama de făloasă. Are mama floricele, s-aibă mândră de mărgele. Cea mai mică-i o mărgică, floarea mami floricică. În salba mândră de flori, o primit două surori. Eu mă rog la Tatăl Sfânt, cât o-i trăi pe pământ, să le fie soarta bună în cântec și în lumină. Luna poți fi luminoasă, nu ești ca minte făloasă. Poți avea tu mii de stele, că eu am florile mele. Luna cu lumina ta, să ne luminezi calea. Salbă mândră de mărgele, florile inimii mele. În primul rând vreau să spun să vă, să trăiască, să fie frumoase, să crească mari, că talentate sunt. Deci m-ai făcut să-mi fie dor. Așa melodia este. Aceasta vreau să spun că am cântat-o pe scenele țării. A avut un impact extraordinar. Mesajul ei este unul foarte special, sensibil. Și m-ai făcut să-mi fie dor să fiu în scenă cu fetele mele. Asta ne-am aștept. Să ajungem la inima pe care s-o să tresare din nou și sperăm să ne vă întoarceți cu toții pe scenă. Pentru că asta ne dorim și noi, că să putem să ne facem evenimentele pe care le avem și care ne le propunem, pentru că și noi suntem blocați. Cu asta ne ocupăm și noi la Londra, facem evenimente împreună, dar avem aproape un și s-ar putea ca anul ăsta să nu facem nimic, pentru că s-a zis că până în 21 iunie, dar se propune până în octombrie să nu se dea voie pentru evenimente, ceea ce înseamnă că anul ăsta, crede-mă, nu știu dacă vom reuși să mai facem. Eu zic să ne punem nădejdea acolo sus și să sperăm că de undeva din vară se îndură cineva pentru noi. Eu așa zic, speranța să ne rămână. Așa este și noi sperăm, dar stăm cu ochii tot timpul pe știri și suntem tot timpul prezenți, pentru că un proiect ca să-l încep, nu poți să-l încep să-l termin de azi pe mâine. Trebuie să fim atenți tot timpul în momentul în care câte persoane, care sunt regulile noi și așa mai departe. Noi sperăm din toată inima să ne lasă. Adina, îți mulțumesc tare mult. Ai fost de alături de noi în această seară și sper să mai vii la noi. Și eu vă mulțumesc. Să ne vedem. Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a ne auzi, de a ne vedea, de a-mi oferi cântecul tuturor celor care s-au oprit în această seară pentru o clipă și vă mulțumesc pentru fiecare emoție.
pe care am retrăit-o cu inima și cu sufletul. Mulțumim tare mult, salutăm pe toți cei care au fost alături de noi și aș vrea să spui încă o dată pagina ta, cum se numește pagina ta de YouTube, ca oamenii să te găsească acolo. Adina Hada, foarte simplu mă găsiți. Și mai vreau să spun ceva tuturor românilor. Fiți mândri că sunteți români, dragii mei. Fiți mândri pentru că suntem nobili noi prin felul nostru de a fi. Să vă aduceți aminte de țăranul simplu, de la țară, modest, sincer și la locul lui. Mulțumim tare mult! Aș vrea să încheiem așa pentru că cuvintele sunt atât de frumoase și chiar nu vreau să mai adaug nimic. Nu mai am nimic de adăugat pentru că este extraordinar de frumos. Adina, mulțumesc foarte mult, îți doresc o seară excelentă și să ne auzim cât de repede și tot ce ți-ai propus să fie cât de repede acolo unde trebuie să fie. Salut. Mulțumesc! Să ne ajute Dumnezeu tuturor! Seară frumoasă și îți mulțumim din toată inima. O să mai primești și foarte multe felicitări pe care dacă deja vin felicitări că pentru ne luăm rămas bun, dacă o să intri pe pagina de Facebook Radio Pro Diaspora în direct, acolo ai să vezi toate mesajele pe care poți să răspunzi chiar singură la ele în scris și cum dorești. Îți doresc o seară excelentă. Îi mulțumesc lui Miruna că a fost alături de noi și ne auzim cu mare drag. Noapte bună! Doamne ajută! Așa este, noi am rămas singuri în continuare, oameni buni. Înainte să dăm drumul la o poezie foarte frumoasă, care am pregătit-o pentru voi în această seară, pentru că pregătesc catolicii în această seară, ei sărbătoresc Paștele. Și am să continuăm așa, îi mulțumim lui Claudia Bocșaru, care este alături de noi. Cornel, te salutăm. Maria, mulțumim. Stelian, din Germania, din peste tot, din Anglia, de la Birmingham. Oameni frumoși care să ne mai uităm aici, nu cumva să ratăm așa pe cineva, pe radio, doamna Florea Cazanciu și aici, Stelian, Veronica Albota, vă mulțumesc. Așa este și Julia care este în Canada, o salutăm cu ocazia asta. Eu am să vă las să ascultați o poezie foarte frumoasă, după care revenim și ne luăm rămas bun aici pe Facebook și vă aștept pe radio, bineînțeles. Îi dăm drumul și revenim imediat. Te caut, Iisuse, tu știi și mă crezi, de când m-a dus nașa la Sfântul Botez. Te caut de atunci, te caut prin viață, de când eram prung la mama în brață. De atunci te știu că mama-mi cânta de tine, Iisuse, și așa mă adormea. Te caut din leagăn, Iisuse, tu știi că așa mi-a spus mama cu mulți copii, cu ochii albaștri, senin ca și cerul, să caut prin viață, să aflu misterul vieții, al morții și a tot ce se poate, și să aflu seninul și binele în toate. Te caut, Iisuse, de atunci de micuț, când mama de mână în bundă desculț m-a dus pe la slujbe, desculță și ea, cu rochea pe față, că așa o purta în zile de praznic, în rest o întorcea. Că n-avea sărmana să-și cumpere alta, că noi eram șapte plus dânsa și tata, și moșul și buna, cățelul, pisica. Și până să împartă, ea n-avea nimica. Și tot era bine, zicea că-i sătulă, care în suflet mâncare destulă. Îi țin minte vorba când mă ținea în poală, că omul-i mai bun când rânza-i mai goală. Te caut, Iisuse, flămând și osenit, prin rugă și posturi te caut smerit. Te caut afară și în casă și în mine, și plâng și mă supăr când nu dau de tine. Te caut prin codri la deal și la vale, și tare mă tulbur când nu-mi ieși în cale. Te caut prin toate, că așa mi-a zis mama, când m-a dus la școală de mână sărmana, că ești pretutindeni în munți și în câmpii, în fructul ce leagă, în grâne și în vii, în oamenii lumini, femei și copii. De aceea te caut, în lungul și în latul, în tot ce există, în josul și în altul, din fund de adâncuri și până la stele,
te caut pe tine, Iisuse, prin ele. Te caut, Iisuse Hristoase, prin muncă, la plug și la sapă, la fânul din luncă. Așa mi-a zis mama, țin minte, săraca, deși n-avea numai 3 clase, țăranca, cu fața trudită, cu palme umflate, cu mâini bătucite, călcâie crăpate, lovite, înțepate și prea însângerate de bruși arături, de miri și spini, că dacă ajung să trăiesc prin străini, să nu uit de două, de muncă și rugă, că toate ale lumii sunt puse pe fugă. Doar Tu ești statornic și netrecător, de aceea Te caut, că nu vreau să mor, că așa mi-a zis mama slăbuță la față, să nu mor, copile, ascultă și învață, să-L cauți pe Domnul întreaga viață. Te caut, Iisuse, de atunci neîncetat, uitându-mă în toate pe unde am umblat și în toate văzutul ți-am chipul așezat. În toate îți văd urma pe unde ai trecut și toate îmi spun că Tu le-ai făcut. Te caut, Iisuse, om și Dumnezeu, făcătorul lumii, făcătorul meu. Și iar mă gândesc la ce mi-a zis mama, când cu ei audă, udă cu năframa, își ridica capul din lanul de grâu, cu secera în mână, cu junghiuri în brâu, cu trupul sărman ascăldat în sudoare, cu fața bronzată de vânturi și soare, cu blândă privire, cu dulcele glas îmi zicea, băiete, să nu faci un pas fără rugăciune, fără Dumnezeu. E porunca mamei, ține-o, dragul meu. Azi nu mai am mamă și dorul mă apasă de mamă, de tată, de frat și de casă, că din tot ce-a fost, nimic nu mai este. Și totul mi-mi pare o tristă poveste. Casă părintească, nu mai am pe nimeni să mă mai primească, dorul să-mi aline, când îndureratul mă întorc la Tine. Iisuse Hristoase, Cel fără început, primește-mă, Doamne, cu tot ce-am avut, cu mamă și tată, cu surori și frați, cu cei ce mai suntem și cei răposați. Și mă rog, Iisuse, bunule, că poți, om și Dumnezeu, iartă-ne pe toți. Și de toată lumea Te rog, ține seama, mântui-o, Iisuse, că așa o zis mama. Întors înapoi alături de dumneavoastră. Această poezie e pentru toată lumea. Sper că v-a plăcut foarte mult. Nu prea sunt multe de spus după poezie ca aceasta, așa că i-am să vă las. Am să vă urez tuturor să aveți un post pentru fericit, un Paște fericit tuturor catolicilor. Nu uitați, înainte să închidem, am să mai punem un pic așa unde ne puteți urmări. Suntem pe YouTube, Radio Pro Diaspora Direct, pe Pro Diaspora UK și pe aplicația Simple Radio ne puteți căuta, o downloadați în telefon, de pe App Store sau pe Play Store și ne găsiți acolo 24 din 24. Vă mulțumim tare mult că în această seară ați fost alături de noi. Vă mulțumim tuturor celor care, din timpul vostru, de fiecare dată, sunteți aici și ne urmăriți și ne ascultați cu mare, mare drag. De aceea vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră, aceeași emisiune, ora 20, ora Angliei și ora 22, ora României. Din studioul Radio Pro Diaspora pe Facebook, pe Facebook de la Londra, vă salutăm și nu uitați, ne puteți asculta în continuare pe undele radio, acolo unde o să dăm câteva melodii în această seară, așa, cu liniște, cu pace, cu bucurie și să ne relaxăm așa un pic și de sărmâine înapoi la toate cele bune, cum se spune. Să aveți o seară excelentă, vă salutăm și vă așteptăm săptămâna viitoare să fiți alături de noi. Noapte bună și numai bine pe Facebook. Pe radio rămânem în continuare, să mai discutăm un pic.